Potrivit analizei făcute de jurnalista Monalisa Him pentru publicația Hunedoara Liberă, pe marginea rezultatelor recensământului pe anul 2021, populația inactivă a județului Hunedoara reprezintă în jur de 60%. Pe de altă parte, populația activă, respectiv angajați și șomeri, reprezintă doar aproximativ 40%. În județul Hunedoara locuiesc permanent 361.657 de persoane. Dintre acestea, 218.528 de persoane sunt inactive, 145.129 de persoane sunt active, 60.178 sunt elevi și studenți, 18.817 persoane sunt casnice, 16.588 sunt întreținute de alte persoane, 1.661 sunt întreținute de stat, 3.100 sunt întreținute din alte surse, 9.025 se află în altă situație economică. Județul Hunedoara ocupă locul întâi în țară în ceea ce privește ponderea pensionarilor în rândul populației, aproape 30%. Practic, unul din trei hunedoreni este pensionar. În județ sunt înregistrați în medie 122.000 de pensionari, iar la recensământ au rezultat 107.159 de pensionari. Diferența poate apărea prin faptul că mulți dintre aceștia nu locuiesc permanent în județ.